așteptați la aceste consultări? Sunt foarte bucuros că după alocuțiunea mea pe care am ținut-o cu ocazia bilanțului SRI, politicienii au început să se mobilizeze. M-am referit atunci la legislația în domeniul securității naționale, sigur, în special la legislația specifică, de exemplu, cea referitoare la cartelele prepaid, la securitatea cibernetică și așa mai departe. Și am subliniat acolo că este foarte important să avem o legislație modernizată, actualizată și că acest lucru trebuie să se facă prin consens politic, fiindcă altfel legislația nu ar avea stabilitatea necesară. Acum suntem la Washington, unde particip la summitul nuclear și ecoul din țară mă bucură dacă politicienii așteaptă aceste consultări, înseamnă că au înțeles mesajul meu. Vreau să-i asigur pe toți că în următoarele săptămâni voi avea consultări cu toate partidele politice, vom aduna, bineînțeles, și experții care vin să propună câteva idei în domeniu și sper să reușim în cel mai scurt timp să începem un proces de modernizare și actualizare a întregii legislații. Mulțumesc! Când le stau odată invocați, domnule președinte? Cu ocazia bilanțului SRI, eu am făcut aceste afirmații, fiindcă mi s-a părut foarte important să atrag atenția asupra nevoii modernizării și actualizării legislației. Nu a fost un apel pentru consultări imediate, ci a fost vorba de o conștientizare a politicienilor. Sunt foarte bucuros că această conștientizare s-a și întâmplat. Dar înainte de aceste consultări e nevoie de o dezbatere mai largă? Asta spuneți, să se așeze mai bine lucrurile și apoi să vină la dumneavoastră? Vedeți că aici vorbim despre o legislație foarte specializată. Nu este foarte simplu să găsești o legislație în domeniul securității cibernetice, a cartelelor prepaid, despre care s-a făcut foarte multă vorbire, fără să vorbești cu experți în domeniu. Eu cred că aceste consultări sunt un pas important, fiindcă până la urmă Parlamentul, unde sunt partidele reprezentate, trebuie să voteze aceste legi. Dar este la fel de importantă o consultare publică și cred că dacă se continuă în ritmul acesta de conștientizare, care, repet, mă bucură, atunci vom avea, practic, în același timp și consultări politice și o largă dezbatere în societate. Este varianta cea mai bună. Creștere și garanții pentru drepturile omului? Pentru că a fost o discuție că se vor încălca, că e o nebunie. Este evident că aici se găsește esența temei. Cetățenii nu așteaptă doar o legislație care garantează securitatea. Cetățenii așteaptă o legislație care le garantează securitatea, pe de o parte, și în aceeași măsură, cel puțin, le garantează drepturile și libertățile fundamentale. Mulțumesc mult! Mulțumesc mult!